Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a provocat dezastru în centrul Italiei. Potrivit presei italiene, peste 30 de persoane și-au pierdut viața și alte 100 au fost rănite. Cutremurul s-a produs în localitatea Amatrice și s-a resimțit în toată zona centrală a Italiei. Cutremurul a avut loc în această dimineață la ora 3:36 ora locală, 4:36 ora României și a afectat în special localitățile Acumuli, Amatrice și Aracata del Tronto. Agenția de Protecție Civilă a Italiei a catalogat cutremurul ca fiind sever. Orășelul Amatrice a fost distrus aproape în întregime, relatează primarul localității pentru presa italiană. Drumurile spre și din localitatea noastră sunt blocate. Jumătate din oraș a dispărut. Sunt oameni sub dărâmături. A fost o alunecare de teren și un pod s-a prăbușit, a declarat primarul Amatrice pentru presa italiană. O replică având magnitudinea de 5,5 grade pe scara Richter a avut loc în aceeași regiune la o oră după cutremurul inițial. Localitatea Amatrice este situată în partea centrală a țării, în zona munților Apenini. Cutremurul a fost simțit puternic în centrul Italiei, zonă cunoscută cu risc seismic ridicat. Și în capitala Italiei, Roma, cutremurul a determinat mulți locuitori să-și părăsească casele de teama replicilor seismice intense. Până la ora actuală, bilanțul indică 38 de morți și peste 100 de răniți. În anul 2009, un cutremur similar cu magnitudinea de 6,3 grade s-a produs în localitatea La Villa, situată la doar 50 de kilometri de Amatrice. Seismul s-a soldat cu 302 morți și peste 1500 de răniți.